Un protest al artiștilor bucureșteni a avut loc duminică seară în piața Victoriei. Zeci de actori, printre care Victor Rebenciuc, Ion Caramitru, Marius Manole sau Tudor Chirilă, dar și sute de bucureșteni, s-au adunat în fața guvernului pentru a atrage atenția asupra marilor probleme financiare din sistem. Protestul denumit hashtag demnitate este un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca urmare a tăierilor bugetului și a întârzierii subvențiilor din partea primăriei municipiului București. Organizatorii protestului susțin că este deosebit de dezastroasă, onorarii întârziate, luni de zile, proiecte anulate, spectacole tot mai puține, o totală lipsă de siguranță din orice punct de vedere. Primăria București a tăiat 10 de milioane de lei de la instituțiile culturale din subordine la rectificarea bugetară de miercuri, iar Libertatea a anunțat că 54 de oameni au fost dați afară de la Teatrul Național și 31 de la Arcub. După ce artiștii au început protestele, ministrul culturii Gabriel Breaza a anunțat că a trimis un control la Teatrul Național.